Cei mai bucuroși au fost cei care au pășit pentru prima dată pragul școlii. Așteptați-mă și la fel de voioși au venit și elevii liceului teoretic Avramiancu. Școala lor s-a schimbat din temelii și vor învăța într-un corp nou de clădire care are dotări de ultimă generație. Și profesorii sunt încântați. În sala de calculatoare pe care o aveam până acum nu reușeam să folosim toate programele, aplicațiile pe care am fi dorit să le utilizăm la clasă. Le va fi mai ușor elevilor să învețe cu noua aparatură? În mod sigur, da. Și altfel sunt atrași copiii când au condiții de lucru. Modernizarea și extinderea liceului Avramiancu a costat municipalitatea 8,2 milioane de lei. Mă bucur că, revenind azi aici, am descoperit că, într-adevăr, acest corp de clădire modern este gata. Copiii pot intra încă din prima zi de școală și că aici, la liceul Avramiancu, tinerii performează. Și de la Inspectoratul Școlar Județean spun că au ca obiectiv în acest an menținerea gradului ridicat de promovabilitate înregistrat de elevii clujeni până acum. Datorită calității corpului didactic, datorită calității elevilor și a întregului proces educațional, vom reuși să facem acest lucru. Nu va fi simplu, sunt deja 3 ani de când Clujul este în frunte și vreau să cred că vom reuși să facem acest lucru. A început școala, au revenit și problemele în trafic. În fiecare zi, polițiștii vor asigura prezența la unitățile școlare, vor fluidiza traficul pentru a facilita accesul copiilor la școală. De asemenea, polițiștii de la ordine publică și cei de la prevenirea criminalității vor dezvolta programe care vor fi implementate alături de copii și de cadre didactice. Și compania de transport public vine în sprijinul elevilor cu o suplimentare de 30% a mijloacelor de transport în comun, dar și cu linii speciale dedicate elevilor.